Germania s-a impus în fața Portugaliei cu scorul de 4-2, în partida din grupa F de la Euro 2020. Germania a avut șansa să deschidă scorul în minutul 5, atunci când Robin Gosens a trimis balonul în poarta Portugaliei. Reușita sa a fost anulată din cauza că Gnabry a fost surprins un offside. Portughezii au deschis scorul în minutul 15, prin Cristiano Ronaldo, care, în urma unei curse spectaculoase spre careul advers, reușește să-l învingă pe Neuer. Diogo Jota a fost cel care a contribuit decisiv. Asediul german a început în minutul 35, când Kai Havertz a deviat șutul trimis de Kimmich, iar balonul a ajuns în poarta Portugaliei. După doar 5 minute, Rafael Guerreiro comite o eroare, iar balonul ajunge din nou în poarta Portugaliei. La începutul reprizei secunde, Kai Havertz a înscris cu ușurință după ce a ajuns la o pasă trimisă de Robin Gosens în fața porții. În minutul 61, nemții au marcat din nou. Robin Gosens a înscris cu capul din apropierea porții. Acesta a plasat balonul în vinclul din stânga. Diogo Jota a redus din diferența de pe tabelă. În minutul 67, când a înscris după ce a profitat de pasa superbă primită din partea lui Cristiano Ronaldo, în grupa F de la Euro 2020, Franța este lider, cu un total de 4 puncte. Germania se află pe locul 2, cu 3 puncte, iar Portugalia este a treia în clasament, cu 3 puncte. Ungaria ocupă ultimul loc, cu un singur punct.